va urma încă o ședință cu ușile închise pentru a decide soarta sportului gorjan. Vor participa toți cei patru asociații a echipei de fotbal Pandurii Târgu Jiu. O să anunțăm toți cei patru acționari, să ne prezentăm toți și vom lua decizia care să-i bune. Este clar pentru mine că acest județ fără sport nu poate exista. Mai ales că chiar se construiește un stadion modern, peste cât puțin timp va fi finalizat. Și un stadion modern și toată, vedeți, câte și Timișoara și văd că au aprobat acum un stadion modern și Aradul începe un stadion modern. Din păcate, eu îmi doresc ca acest lucru să continue și sper să luăm decizia cea mai dreaptă, să vedem încotro apucăm. Sorin Boza, președintele directoratului Complexului Energetic Oltenia, a dat de înțeles în același timp că în condițiile actuale, compania pe care o conduce ar putea reveni ca asociat al clubului de fotbal.